Să fim serioși. Mi s-a părut o femeie curajoasă. Mi-a plăcut de dumneavoastră. E curajoasă. De ce e mai tare? Claus Iohannis sau Viorica Dăncilă? Claus. De ce îl preferați pe Claus Iohannis? Pentru că e neamț. Bună, domnule. Întrebare vreau să vă adresez. Pe cine preferați? Claus Iohannis sau Viorica Dăncilă? Drept să spun, sunt tare nehotărâtă și nu știu. Sunteți nehotărâtă? Da, nu știu. O să vă hotărâți în următoarea perioadă. Sper să merg la vot, mi-ar pare rău să nu merg. În sfârșit, nu știu. Pe cine preferați? Claus Iohannis sau Viorica? În niciun caz Iohannis. În niciun caz. Pe cine preferați? Claus Iohannis sau Viorica? Nu pot să răspund. Nu puteți să răspundeți? O să mergeți la vot? Nici nu vreau să răspund la nimeni. La vot, n-am niciun. Sigur, pe cine preferați? Claus Iohannis sau Viorica Dăncilă? Bă, cu niciunul de nici. Dacă o să mergeți la vot, o să merg la vot, dar cred că o să aleg rău, mai puțin rău. Pe cine preferați? Claus Iohannis sau Viorica Dăncilă? Claus Iohannis, nu? De ce îl preferați pe Claus Iohannis? E bărbat. E bărbat. Am înțeles. Pe cine preferați? Claus Iohannis sau Viorica Dăncilă? Votezul meu. Preferați un român să fie președinte? Un român să fie și 2 mili că sunt adevărat român. Cine sau Claus Iohannis? Sincer, sunt așa momentan. Nu știți, nu v-ați hotărât. Am înțeles. Să mergeți la vot? Da, dacă să mergeți. Voi, trebuie să votăm, nu? Așa este. Pe cine preferați? Claus Iohannis sau Viorica Dăncilă? Și o să mergeți la vot? Da. O să mergeți? Și pe cine o să votați? Pe Viorica Dăncilă. Mulțumesc. Cine preferați? Claus Iohannis sau Viorica Dăncilă? Claus Iohannis, deși nu-mi place drept. Pe cine preferați? Claus Iohannis sau Viorica Dăncilă? Votul este secret. Am înțeles, dar nu aveți un preferat anume? Am preferat, dar nu pot să mă spun. Am înțeles, mulțumim. Cine preferați să iasă președinte, Dăncilă sau Iohannis? Dăncilă. Mulțumim frumos. Nu poți să mergeți la vot dumneavoastră? Da, bineînțeles am. Nu v-ați hotărât pentru cine votați încă? Da. Și nu vreți să-mi spuneți? Am zis să schimbăm. Vreți să schimbăm și PSD-ul. Să schimbăm, nu? Să schimbăm părerea mea.